cultiva substanțe narcotice pe un câmp din Bubuieci. Un bărbat de 40 de ani este bănuit de oamenii legii de cultivarea plantelor de cânepă. Asta după ce, în cadrul operațiunii MAC 2018, polițiștii sectorului Ciocana, municipiul Chișinău, au găsit pe un teren agricol care îi aparține suspectului peste 3.000 de astfel de plante. Potrivit polițiștilor, toate firele de cânepă au fost smulse și transmise spre expertiză. 10. Acum bărbatul este cercetat în stare de libertate. Dacă va fi găsit vinovat, riscă amendă de până la 200.000 de lei sau 100 de ore muncă neremunerată în folosul comunității. Amintim că operațiunea MAC 2018 este inițiată pentru a combate traficul ilicit de droguri de origine vegetală, dar și identificarea persoanelor care le cultivă ilegal.